Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi. Astăzi stăm de vorbă despre partidele din play-off și play-out din Liga 1, care se desfășoară în weekendul acesta, cu Alessandro Caparco și Dacian Varga. Bine ați venit, dragilor, ce faceți? Foarte bine. Bine te-am găsit, colega. Pe veselie astăzi, nu au văzut telespectatorii noștri ce petrecere a fost înainte aici în platou, dar să sperăm că sunteți pe același vibe și în continuare, da? Tot timpul. Am făcut încălzire. Tu ești singurul fără apă? Da. Ai prins loc în picioare azi? Din păcate. Asta e, îmi pare rău. Poate împarți cu Ale, dacă e dispus. Nu e problema, colegă. Când nu e problemă. Da? Bine. Ca să nu mă cerți pe mine, nu de alt. Dacă eu am apă, mi-o fur în timpul emisiunii. Am și pahar de ăsta de burgheză. Cum i-a fost creșterea? Ce vrei să fac acum? Bun, haideți să stăm de vorbă un pic despre partidele de astăzi. În 30 de minute, Botoșan și UTA Arad se întâlnesc în partidele din play-out. Și Ale, tu ai mai fost la noi săptămânile trecute, așa că te iau pe tine de proaspăt, cu forțe proaspete. Vai, să fie un meci greu să-i dat un pronostic, sincer. Un meci foarte, foarte greu să-i dea un pronostic. Nu mă așteptam să găsesc un Botoșan în play-out. Te zic sincer, chiar m-a șocat, dar cred că cu siguranță va fi terminat pe locul, eu cred că pe locul 7. Nu văd alte echipe care poate să se deranjeze o echipă ca Botoșani, în afara de Sepsi, poate. Dar restul, ai un dubiu în ceea ce privește poziția celor de la FC Botoșani? La FC Botoșani eu zic că se joacă în primul loc, adică locul 7, primul loc de play-out, ei cu Sepsi. Restul de echipe nu văd la nivelul nici de Botoșani. Nu îi vedea și pe Rapid? Nu, sincer nu. Eu nu le văd pe Rapidul. Tu îi vezi pe cei de la Rapid, Daniel? I-aș vedea acum, după schimbarea asta de antrenor, mă gândesc că nu le văd obiectivul lor e să... Obiectivul celor de la Rapid ar fi să se... Siguranță. Să joace acel baraj, da? Și după aceea să dea următorul baraj cu locul 3 sau 4 din play-off. Dar tu te așteptai să vezi Botoșani în play-out? Nu mă așteptam, sincer. Nu mă așteptam. Și eu am spus că îi vedeam în play-off. Dar, sincer, acum pe mâna lor au pierdut. Au avut meciul de acasă, 1-0. Două rezultate din trei, adică și la egal mergeau în play-off. Acum l-am auzit și pe antrenorul de la Botoșan, se plângea foarte mult de condițiile de acolo, că n-au avut unde să se antreneze, că n-au aveau terenuri de antrenament. E de înțeles, atâta timp cât nu ai unde să te antrenezi, e greu să dai randament la meciuri. Dar crezi că o să-și pună ceva probleme cei de la UTA în această partidă? Pentru că știm foarte bine, în diverse rânduri și-au exprimat poziția pe care și-o doresc în clasament. Deși acum, din punct de vedere al numerelor, putem doar să ghicim așa. Obiectivul celor de la UTA când a început campionatul a fost la fel ca celor de la FC Botoșan, să prindă un loc de play-off. Cred că și cei de la UTA o să se bată pentru acel baraj de accede într-o cupă europeană. Acum să vedem, cum a zis și Caparco, un meci foarte greu, un meci dificil, adică nu m-aș avânta să dau vreun pronostic, pentru că, sincer, e un meci de 1x2. Da, sunt de acord cu tine, sunt perfect de acord cu tine, al doua meci și e greu, foarte, foarte greu, Alice. Cine citește, face o minune aici. Putem doar să ne dăm cu părerea în afara emisiunii și să vedem dacă săptămâna viitoare când ne întâlnim vedem iarăși scoruri de 3-0, 3-1, cum a fost etapa trecută. Că practic nici nu trebuia să le mai citesc, toate erau cu 3 în față. Bine, la meciul ăsta, sincer, mi-e greu să cred că s-ar... Cred că e foarte echilibrat. Asta voiam să întrebesc, foarte că este echilibrat? Da, văd un meci foarte echilibrat. Două echipe foarte bune, foarte bune. Adică... Nu văd mare diferență între cele două echipe și nu cred că o să vedem așa un rezultat cum a fost etapa trecută, 3-0, 3-1. Văd un duel echilibrat. Bun. Putem să trecem mai departe la următoarea partidă care se desfășoară tot astăzi de la 20:30. FC Voluntari întâlnește acasă CSU Craiova. Cei de la Craiova, după cum bine știm și am discutat în nenumărate rânduri, au șanse să prindă locul al doilea. Obiectivele sunt din ce în ce mai pretențioase, dacă am putea să le spunem așa, chiar dacă locul întâi pare să fie stabilit de ceva timp. Ce părere ai, Ale, despre această partidă? Crezi că s-ar putea să pună FC Voluntari probleme celor de la Craiova? Cu siguranță. Cred că Voluntarii și meciul cu CFR arată destul de bine.
Și cred că voluntarii poate se pune probleme la multe echipe, la multe echipe din play-off. Acum, cu siguranță, favorata e Craiova, pentru că Craiova e Craiova, dar nu cred că le să fie un meci ușor, mai ales că fiind și voluntarii că jocăm la ei în casa, s-au dorit tot multe să intră în play-off și cu siguranță va fi un meci. Joacă mult mai bine voluntarii acasă. Foarte bine, foarte. Joacă mult mai bine voluntarii acasă. Iertați-mă că vă întrerup o secundă, voiam să spun și de faptul că avem clasamentul în momentul de față pe ecran și vedem cum arată play-off-ul în momentul de față, cu voluntari pe locul al patrulea cu un număr de 24 de puncte și cei de la Craiova cu un număr de 30. Bine, 4, 5 și 6 au același punctaj, da. 24 de puncte. Iar diferențele între FCSB și Universitatea Craiova nu sunt mari. Bine, cei de la Universitatea Craiova, cred că obiectivul lor este să prindă locul 2. Cu siguranță. Deci presiunea este mai mare pe cei de la Universitatea Craiova decât pe cei de la voluntari. Dar dacă ne uităm în clasament, cei de la voluntari, dacă reușesc să câștige, se apropie la 3 puncte. Da, și știi cum e. Voluntarii n-are nimic de pierdut. Acum e în play-off, joci fără niciun fel de presiune și știi că în joci fără presiune e cu duș și întors. Adică da, poate să-ți iasă tot, sau nu mai ești la fel de concentrat și să faci meciuri slabe. Dar mi-e greu să cred că au jucători cu experiență la voluntari. Cred că rămân în priză. Și care nici nu se mulțumesc neapărat cu puțin. Adică nu cred asta că se mulțumesc cu a... Gata, ne-am văzut cu Saci în căruță, nu știu, am intrat în play-off și gata, nu mai tragem. N-a avut nimeni o declarație de tipul acesta. Adică, și nu cred că stă în firea nimănui, cunoscându-i pe cei de la echipă. Dar și un futbolist, odată care este acolo, n-ai cum. Când joci în fiecare meci, joci cu la fel presiune, adică cum să te joci viața, adică și la Miuțe și la Dineste, nu cred că e adevărat că ești liniștit, că de atâta timp voluntarii s-a batut să nu se scapă de la retrogradare. Dar acum că este în play-off, eu zic că vrea să face o figură frumoasă, adică și are toate carte și toți fotbalistii se poate să face așa. De uite, vă întreb pe voi, pentru că ați avut o carieră ca și fotbaliști, ca și sportivi, cum se văd lucrurile acestea ca și sportivi? În momentul în care obiectivul tău, așa cum ai spus tu, Ale, era de a evita emoțiile, retrogradarea, ai ajuns în play-off, iată, cum se văd aceste schimbări de la un moment la altul? La mine personal, te zic sincer, când jucai niște meciuri fără presiune, mi-era greu, mie personal. Dar sunt alte. În ce sens era greu? Mi-era greu la concentrare, la dinestec. Te relaxai și tu odată cu relaxarea colectivă. Dar eu te fac un exemplu la meci amicali, știi? Acolo chiar nu puteam să mă concentrez. Mă concentram mai mult decât la o Miuța între noi în antrenament, decât la un meci amical, genul când faci stai în Antalya sau dinestec, meciul ăsta e pregătire. Dar acum vorbim tot de un meci de campionatul, unde voluntarii oricum apropie și ei de locul 2 și chiar pot să se bate și poate să se prinde și ei un loc pentru grupe europene și au toate cărțile să se întâmple așa. Dar ce înduc cum asta vedei? Spun și eu. Eu cred că mi-e greu să cred că cei de la voluntari nu au un nou obiectiv. După ce au intrat în play-off, eu cred că au un obiectiv și cred că acest obiectiv este să se claseze pe locul 3. Și da, și cred că anul ăsta e una dintre echipe care a jucat și care ne-a arătat un fotbol cât mai frumos din... Au jucat constant. Constant. Au avut meciuri bune spre foarte bune. De asta zic, au fost... Merită să fie în play-off. Și de asta zic, asta este o oportunitate foarte bună să... Ținând cont că joacă acasă, să câștige și să se apropie de locul 3. Probabil așa... O va fi, dacă, așa cum spuneați voi, dacă se descurcă la fel de bine pe parcurs și dacă rămân focusați pe acest cu toate, scop. Scuză-mă, să nu uităm, Universitatea Craiova joacă foarte bine. Au 7 sau 8 victorii la rând. Dar au un lot foarte, perioadă mai mult decât bună. Foarte, foarte bună și ei trag pentru locul 2. Dar nu m-ar mira să... Adică, din punctul meu de vedere, n-ar fi o surpriză să câștige cei de la FC Voluntari. Deci suntem oarecum cu semnul întrebării și în privința acestei partide? Cred că așteptăm toate meciurile de undeva? Scuze-mă, dar cred că toate meciurile din play-off sunt cu semnul întrebării. Nu poți să spui că, nu știu, să fie o favorită, certă. Poți să mai bănuiești doar în cazul în care există ceva accidentări? Există să aibă foarte multe mai... accidentări. Doar atunci și... poți să bănuiești. Dar oricum, noi nu ne-am potrivit de foarte multe ori. Chiar dacă bănuiam ceva, am avut parte de surprize, nu? De-a lungul sezonului.
Haideți să trecem și la următoarea partidă. De mâine, la 12:30, Gazmetan Media își întâlnește FCU Craiova. Și acum, că tot spuneam, imprevizibil, neimprevizibil, ce se întâmplă? Spune tu, că sunt, au fost favoriții tăi o perioadă. Au fost favoriții mei, da, și chiar îmi pare rău pentru situația în care se află acum. Le-ai purtat ghinion? Le-am purtat ghinion, din păcate, da. Nu prea ai ce să vorbești. Când joacă, nu știu, seniorii cu juniorii, ce ai putea să vorbești? Am văzut acum, bine, o să comentăm și următorul meci cu Clinceni, dar când sunt numai copii la gaz metan, nu știu. Pentru cei de la FCU Craiova, nu știu, este un antrenament cu publicul, din punctul meu de vedere. Super fel de acord. E prea mare diferență. Prea mare diferență între două echipe, mai ales după că a venit Mister Napoli, Craiova arată cu tot altceva și cred că se fie un meci, nu simplu, că meci simplu nu există, dar cred că e un meci unde putem să dăm un pronostic ușor aici. Putem să știm la cine merg cele trei puncte. Către casa cui merg cele trei puncte. Dar știu că discutam și acum din ce în ce mai mult în presă se vorbește despre implicarea lui Eric la Gazmetan. Are ce să facă Eric? De ce ar putea să facă acolo Eric? Suplimentar? Dar nu poate să intre în teren? Ceva? Ce să facă Eric? Săracu? Din punct de vedere administrativ. Dar cât bani ai nevoie? Adică cât bani poate se aduce la media? Și adică cred că acolo... Dar acum și dacă aduci bani, degeaba. Da, asta zic și eu. Adică și dacă aduci, nu știu, 10 milioane de euro, 20, 100 de milioane de euro, oricum n-au ce să facă. E greu. Nu, măcar se... Iar mi s-au luat puncte, au deja minus un punct, adică joacă numai copii, e clar o treabă. Mult pe minus. Săracii... E bine pentru Dinamo situația asta. Ce? Colac de salvare. E bine pentru ei, că dacă nu, era mai greu. Dacă ai avea o simpatie de genul acesta către o echipă, ceva mai mult decât o simpatie, și ar fi într-o poziție similară cu acelor de la Gazmetan, Dacian, ai vrea să investești? Te-ai băga vreodată să investești sau ai avea curaj să faci asta? Nu. Sincer, nu aș investi în fotbal. Se pare foarte greu. De ce? Uite-te, domnul Becali. E foarte greu. Nu știu. Foarte greu să investești în fotbal. E foarte greu. Mai ales că și ai nevoie de... Foarte mulți bani, în primul rând. Doar nu știu, ai enervant de mulți bani să zici că nu ai ce să faci cu ei. Dar și dacă ai avea, ai face-o? Nu aș face. Tu ai face așa? Nu cred. Dar chiar fi făcut, știi ce ar fi făcut primul omul care ar fi adus lângă mine? Marius Croitor. Asta-i face? Da. Dacă zic, trebuie să investești niște bani în fotbal, ar fi adus pe primul omul Marius Croitor, care cred că e unul dintre puținii care poți să te ajute să aduci niște fotbaliști cu mai puțin bani și să le vândi mai departe. Crezi că are o viziune care se potrivește către genul ăsta de abordare financiară? Cu siguranță, Ali. Uite-te ce a făcut el la Botoșani în atâta ani și cred că meritul e a lui. Bine, acum el a făcut acolo că poate... Mă gândesc că l-au lăsat și poate nici n-au avut, nu știu, atâția bani încât să investească în, nu știu, în scouteri. Normal, alte echipe nu face antrenor așa ceva. Scouterii caută jucători, ei propun, nu știu, 5, 7, 10, 20 de jucători. Iar... Și zi-mi un nume care are scouting, o echipă care asta are scouting. Zi-mi un nume care are scouting aici în România. Steaua? Craiova. Craiova, da. Dar restul de echipe... Craiova lui Rotaru. Da. Lui Rotaru, și restul de echipe cine dați? Pentru că nu sunt bani. Pentru că Steaua n-are bani, CFR-ul n-are bani. De multe ori echipe s-au făcut și de agenti, știi foarte bine. Și acolo la Croitorul cred că trebuie și te pricepi, că antrenor, dar trebuie să ai și ochii când te uite la un fotbalist. E cu tot altceva. Se intuiești posibilitatea ca el să crească și să-ți aducă plus valoare la un moment dat. El are încă o calitate care tu, odată care ajungi un stranier în România, trebuie să se adapteze, trebuie să înțelege mai multe chestii, cum se trăiește în România, că vin de un altă nație și fiecare are culturi diferite. Și eu cred că și Marius, și soția lui, și familia Marius ajută orice stranier să știe să se acomodeze. Eu am fost de multe ori în cantonamente la Botoșani și chiar am văzut o familie. E una dintre puține echipe unde nu era masa de stranieri și masa de români. Că de obicei știi echipe, masa de stranieri și masa de români. Una dintre puține echipe unde chiar se vedea o familie.
Și contează acest lucru, mai ales tu poți să ne vorbești din experiența ta personală. Contează enorm de mult. Eu mi se pare o prostie asta. Eu la toate echipele care am fost, nu au fost mese. Nici chiar când ai plecat tu, când ai fost plecat în Rusia, spre exemplu, nu ai simțit o diferență? Nu, erau, bine, poate că erau mai multe mese și ne puneam noi cum vroiam la mese, dar nu s-au făcut niciodată diferențe de-astea între români într-o parte și străini într-o parte. Nu știu, mi se pare o mare prostie. Cel mai mare prostie, dar eu la toate echipele unde am fost, zic sincer, era stranierii de o parte și românii la alta. Pentru că era alegerea voastră să fiți era alegerea voastră, știi cum e, sau mai ei ușor. Oarecum păstrau distanță? Și eu la început, că nu prea vorbeam românește, e normal că mi-e bagam la masa unde alții vorbeam numai limba. Da, stăteai cu străini. Era mai greu. După când am învățat mai bine limba și așa, atunci mă întregam și eu la masa. Dar de multe ori stăteam cu stranieri, știi, să nu, că fiind pățit eu înainte. Atunci nu am vrut să-l fi patit alt colegă de la mine. Ai simțit, că nu cred că te-am întrebat niciodată, ai simțit vreo presiune în a învăța limba? În a învăța limba română? Nu. N-am simțit, pentru că oricum am avut și noroc că la început am avut un traductor care mă ajutava și era tot timpul cu mine. Și după oricum, limba română, dacă se vorbește încet, e destul de similar la ea italiană. N-am avut nevoie de mult timp să înveț o limbă. Dar nici nu ai simțit o presiune în sensul acesta ca să poți să ai alt tip de relaționare cu colegii tăi? Sau ce? Nu, pentru că știi cum e în fotbal, mai ales când ești pe teren, limba e universală acolo, nu mai ai nevoie să... Dar la echipele la care ai fost, ai simțit vreo diferență de asta, că ești dat așa mai într-o parte, că ești străin? Da. Știi când am văzut diferența? La început, când i-am intrat în vestiar și toți se uitau în așa... Am simțit mare diferență. După când am văzut că... Stai puțin, că așa, peste tot unde te duci, că te uiți nou. Când ești nou. Da. Adică și la român. Dacă ești român și vine alt român, automat te uiți pe el. Dar eu am simțit diferența, știi cum e? Dar eu de o parte și înțeleg. Te fac un exemplu. Intru în vestiar și engleza mea, nu prea știam engleza foarte bine. Și după la un moment dat, după 3-4 luni, un colega de la mine... Mi zice, vezi că cu mine poți să vorbești italian. După patru luni mi spui că poți să vorbești italian. Am intrat în vestiar, n-a fost un băiatu care m-a zis, ai, ieșim, te arată oraș, ieșim la restaurante, bem un cafe. Niciunul. Cu mine niciunul. Și sincer, când am văzut că au început să mă integrez, când poate că au văzut și ei că l-am ajutat în teren, adică știi că se juca pe prime, aduci banii, atunci acolo am văzut mare schimbare. Adică ei au început să fie lângă tine când au văzut că... Că ești fotbalist, pe românești. Da, că ești fotbalist. Așa. Atunci acolo am simțit mai mult, dar eu de o parte și le înțeleg de aceea, pentru că eu, exemplu, eram obișnuit să am de făcut cu stranierii de când sunt mic, deja la 10-11 ani. Ai de făcut de stranieri la noi în Italia. Da, că vin tot felul, corect. Ai înțeles? Aici era, mai ales pe vremuri, era între primii stranieri care veneau, știi? Eu vorbesc de Italia, din Spania. Da, nu erau mulți străini. Erau mulți străini, știi, pe vremuri. Liga întâi, corect. Aia era. Și atunci era și normal că tu, nu fiind obișnuit cu stranieri, era și normal că te uitai la el. Poate că măcar un stranier când vine, cum e și în Italia, are un salariu mai mare, știi? Și atunci, asta merită salariul ăsta sau nu? De multe ori întreb și mă știi foarte bine că diferența, exemplu, din Italia, echipa unde a stat eu, fiecare știa cât castiga un colegă. Eu știam cât castigi tu, cât castigă. Noi în Italia nu știam cât castiga un alt colegă. Eu în Italia nu știam aia care se schimba apropie de mine. Nu știam cât bani castiga. Le întrebam. Dar de o parte mi se pare și normal. Când eram la Grosseto, Cordova, peste 300 de meci în Serie A, ne aveam cum să castig eu, că eram un copil de 24 de ani, în prima mea experiență în Serie B. Adică e normal că el castigă nu știu cât bani și eu mai puțin. Și nici nu aveam invidie. Adică mă uitam, ajung și eu, odată să castig banii cum le castigă el, că mă îngândea, dar nu știam suma exactă de cât. Da, nici eu n-am avut niciodată invidie asupra unui jucător. Vreau să te întreb, dacă nu neapărat tu, că devine de rom, te cunosc, adică poți să... Din contră, m-am ambiționat, adică nu știu dacă... Îți doreai să ajungi mai bun. Exact, că apar cu are $1000 pe lună salariu. Asupra ta, genul acesta de situație? Bă, îmi doream să ajung și eu la nivelul lui. Dar ai simțit că au fost colegi care poate priveau așa lucrurile? Nu. Și când ai fost în Rusia? Când ai simțit diferența? Diferența la ce să simt? Diferența, adică, cum veneai tratat. Adică... La început n-am fost bine tratat, la început. La mine era și o problemă, pentru că antrenorul era român și eu eram român. Și atunci a zis că eu sunt cu antrenorul și că orice ar face ei, eu
mă duc la antrenor și... Am pățit la fel chestii la Iași când a venit Mister Napoli. Dar da, am reglat-o foarte repede asta, că am simțit și eu puțin o răceală așa și am mai avut și, nu știu, era Gigel Bucur atunci cu mine. Gigel Bucur era prieten cu ei și le-a spus, nu, cum sunt eu, așa e și el. Și l-am avut și pe Igor Armaș, moldoveanu, care știa la perfecție rusește de la voluntari și le-a zis, băi, s-ați liniștiți că și el e la fel ca noi. Adică chiar dacă e român, n-are treabă cu antrenorul. Adică nu o să se ducă să bată la ușă să zică X sau Y că a făcut ceva sau nu știu. Dar la început a fost puțin... Au păstrat un pic distanță. Da. Până au văzut că sunt cu ei acolo și că nu sunt... E ce spune la tine, nu ieși mai departe. Exact. Cred că te-au testat un pic. Da, dar cred că e normal, na, să te ferești puțin când știi că, nu știu, antrenorul e... Eu am suferit pe chestia asta. Când eram la Iași, capitan echipei și a venit Mister Napoli și am văzut proprio o schimbare de colegi care... Deși tu locul tău l-aveai de ceva timp, adică... Eu mai ales că eram deja la Iași de un an, știi? Și am venit antrenorul italianul și așa și chiar am văzut o schimbare din partea colegilor. S-au panicat, au zis, tot ce facem noi aici, în vestiar sau tot ce vorbim noi... Și nu l-am reglat ușor, După 2, 3, 4 luni au văzut că... Tot aia a rimas, adică că nu s-a schimbat. Dar crezi că poate ai greșit cumva și tu în abordarea pe care ai avut-o cu ei? Că poate nu ai spus Ali, mai devreme? Sincer, Mister Napoli când a venit la echipa, prima chestie care a făcut, m-a scos la masă. Dar noi, exemplu, în Italia e o chestie de obișnuință. Adică dacă un antrenor te scoate la masă pe 3-4 fotbaliști care, să zicem, poate sunt fotbaliști mai reprezentanti la echipa, e ceva de normal. Alalti fotbaliști nu se supără. Asta nu înseamnă că dacă eu mă duc la cineva la masă, știi, aia nu e bine. Pentru că antrenor, fotbalist e fotbalist. Eu cred că un fotbalist nu are voie niciodată să se permită un antrenor scoate asta de la echipa, asta nu se antreneze bine, asta. Adică fiecare sunt locuri... Da, sunt foarte bine delimitate locurile. Da, e normal. Jucători, punct, atât. Își vede de antrenamentul lui. Da, știi foarte bine. Că aici, măcar și magazinierul se bagă... Da, știu. Mereu. Deci chestiile astea m-au deranjat maxim și pe mine când... Nu, jucători și punct. Nu, sunt de acord cu tine. Și eu acum când am trecut, exemplu anul trecut, din parte de antrenor și auzeam măgar un magazinier care spunea niște chestii sau o doamnă care spală haine din este, în capul meu e nebuneam, adică chiar nu suport chestia asta. Toată lumea se dea cu părerea, toată lumea. Exact. Părere, dar e mai bine să fiecare vezi ce trebuie, ce treabă are de făcut. Ei, iată că am aflat și câteva povești din vestiarele fiecăruia. Trecem un pic mai departe, Academica Clinceni și Rapid, că tot ai amintit înainte. Mai bine mai rămânem de să ei. Povestim. Păi, comentăm foarte puțin și dacă găsim cumva asemănări, continuăm și cu povestea. Academica Clinceni a ieșit primarul de la Clinceni și a spus că nu au primit licență, deci a doua retrogradată. Din păcate, avem clasamentul și din play-out în momentul de față. Din păcate deja știm cu mult timp înainte de terminarea campionatului, play-out-ului, da? Cine retrogradează direct? Avem Gaz Metan și Academica Clinceni. E de mult timp care nu se întâmpla asta în Liga 1. Țin minte că erau niște ani când știai deja, când a fost exemplu Mureș, când a fost Petrolul, care oricum aveau o echipă bunicella, că aveau probleme financiare. Dar era de mult timp care nu se întâmpla o situație... De foarte mult timp nu s-a mai întâmplat o situație în care să știm de cu mult timp înainte să termine totuși play-out-ul, că deja avem două echipe care sunt sigur în Liga 2. Și tot aveau o echipă bună. Și pe vremurile la Mureș aveau o echipă bună, încurcat și niște echipe. Da, pe cum? N-au încurcat și la titlu, atunci s-au încurcat. Asta zic. Ai fi zis că, văzând de-a lungul vremii ce se întâmplă în campionatul intern în România, ai fi zis că mai ajung într-o astfel de poziție echipele din punct de vedere administrativ? Nu mă așteptam, sincer, mai ales, nu știu, dau un exemplu, uite, Academica Clinceni, anul trecut au fost în play-off. Adică, și căderea a fost bruscă și majoră. Prea de tot, dintr-o dată, așa. Adică, nu știu, cred că... 7 puncte avem în momentul de față și iată că la cei de la Gaz Metan sunt... Deja la Academica Clinceni spunea domnul primar că au plecat deja 2 jucători. Nu știu cât o să mai dureze până să mai plece și încă 2, 3, 4, 5 jucători și să joace din nou cu juniorii cum joacă cei de la Gaz Metan Media. Dar da, și-a vrut să-i zic ceva, nu înțeleg de ce pleci acum, că oricum unde te duci. Măcar termină-te campionatul. Înainte să semnezi pentru Clinceni, eu zic că trebuia să te interesezi unde semnezi un contract.
Eu cred că s-au interesat și li s-a promis că o să intre în insolvență. Ei n-au intrat în insolvență. Că dacă intrau în insolvență, lucrurile nu mai aveau probleme. Altfel, da. Obligat, lucrurile stăteau altfel. E a doua oară când le anulează insolvența. Și da, poate cred că asta le-a... Că ce spunea da, domnul primar, da. Deja ei mai vorbiseră cu 4 jucători. Să vină la Clinceni imediat după ce intră în insolvență. Da, e la fel chestii care am cerut eu când m-am dus acolo. Data care a intrat în insolvență, atunci vin și eu. Deci păi, iată că și tu ai avut același motiv. Da, dar am așteptat până că se intră. Era din iarna care se vorbea din asta. Deci, din păcate, două echipe care sunt deja retrogradate. Avantaj pentru echipele care desfășoară partide, să spunem așa, cu cele două echipe. Avantaj pentru Dinamo, Mioveni și Craiova, din punctul meu de vedere, că ele erau... Să se bată pentru locurile de baraj, să scape de locul de baraj sau... Bine, Craiova și Mioveni deja... Trebuie să fie acolo din... Mioveni și Craiova era greu să retrogradeze direct. Foarte deci, greu. Bătaia era doar pentru Dinamo cu Academica Clinceni. Acum s-a rezolvat. Iar în ceea ce privește formația lui Adi Mutu, este clar avantajată în partida care urmează. Nu se discute, cred că aici e foarte simplu să dai un pronostic, mai ales după cum a jucat și Rapidul cu in derby. Nu cred că se vine niciun fel de problemă. Deci ai zis că două le avem cât de cât... Asta cred că asta. Două nimerim. Rapidul cred că tot la fel. Cum joacă Craiova, tot să fie un antrenament cu publicul. Atunci putem să trecem mai departe la următoarea partidă din play-off, Farul Constanța și CFR Cluj, mâine de la 20:30. Aici cred că o să avem o partidă chiar interesantă. Din punctul meu de vedere, cred că ăsta este derbiul etapei, Farul Constanța cu CFR Cluj. Farul Constanța, jucând acasă, cu toate că este o echipă rănită acum, și își dorește foarte mult să ia toate cele trei puncte, la fel și cei de la CFR, să-și păstreze în continuare diferența asta de puncte față de locul 2. Sincer, mi-e frică de meciul ăsta pentru cei de la CFR. Da, nu e un pronostic simplu de dat, dar eu cred că CFR-ul are... Nu știu de ce eu sunt îndrăgostit de echipa CFR-ul. Cred că având jucat de multe ore contra ei, în afara de când a fost în insolvența, la văd de o echipă care a adevărat 1-0, 2-1, minutul la golul 92, dar e o echipă care când vrea să castige. Nu știu, am tot timpul impresia asta. Eu mi-aduc aminte meciul tot la fel, de Farul Constanța cu CFR Cluj din campionat. Au câștigat cei de la CFR, dar au fost dominați, că au avut posesie Farul Constanța, nu știu, 75%, ceva de genul ăsta. Și te gândești că s-ar putea să se repete cumva... acest moment? Nu știu în ce context se află în momentul de față cei de la Farul Constanța. Ținând cont că totuși vin după o înfrângere cu FCSB, toate sunt acolo, cum am vorbit înainte, au 24 de puncte, ei cu voluntari și cu... Dacă se poate toată lumea să termine pe locul al treilea, așa ar fi perfect, nu? Corect, corect. Ținând cont că este Hagi antrenor acolo, credeți că nu o să fie o presiune mare? Cu siguranță. Mai ales că joacă contra prietenului lui Dan Petrescu. Adică o deci să avem fie și o bătălie a orgolilor undeva. Normal. Și eu cred că Farul are cel mai bun atac din toată Liga Întâi. Are cel mai bun atacanti de toată Liga Întâi. Adică e greu să găsești o echipă în atac care să fie mai bună decât Farul. Foarte greu. Părerea mea. Deci să vedem dacă vom avea surprize și aici. Dacă sunt, bine, dacă nu... Bine, n-aș vedea o surpriză dacă cei de la Farul Constanța... Adică nicio victorie nu ți s-ar... Doar să fie ceva spectacol în ceea ce privește scorul. Da, văd... Așa aș vedea meciul. O echipă care atacă din primul minut Farul Constanța cu o posesie foarte bună și cei de la CFR o să se bazeze, părerea mea, cred foarte mult pe faze fixe și pe contraatac. Da, sunt perfect de acord. Să fie un meci, oricum și aici e greu de dat un pronost, cum am zis, dar nu cred că să fie un meci unde vezi cine știe câte goluri, dar să fie un meci frumos de văzut. Toți știm cum joacă CFR Cluj, dar eu zic că până la urmă, eu zic că Cluj. Vedem săptămâna viitoare când dezbatem rezultatele finale. Mai departe, Dinamo București întâlnește Șep și Sfântul Gheorghe. Mă încurc în șuri și în săuri de fiecare dată
aici. Clar, cei de la Șepșin nu sunt foarte comozi cu poziția în care, în care se clasează în acest sezon și vor din ce în ce mai mult. Iar cei de la Dinamo s-au obișnuit deja cu locul în clasament. Crezi că s-au obișnuit? Și mi-ai reproșat marți că nu te-am lăsat să te desfășori mai mult pe ceea ce înseamnă Dinamo, așa că astăzi, domnule Varga, scena este a dumneavoastră. Vă dau și tableta, ce să vă mai dau? Paharul de apă. Da, vă dau și paharul de apă, domnul Varga, dacă trebuie, vă rog. Aveți multe vorbe să spuneți și aveți nevoie să beți și apă. Prea multe de Dinamo, acum ce să spui? Păi marți m-ai certat că nu te-am lăsat să spui. Nu, chiar îmi părea rău de meci, pentru că era un meci frumos, sau a fost un meci frumos, Dinamo Rapid cu Dinamo, cu toate că nu s-au jucat cu spectatori, tot rămâne un derby. A fost un derby frumos, am văzut multe goluri. Acum, ținând cont că Dinamo joacă acasă... Ce așteptări? Sincer, cam puține așteptări. Am văzut și declarația antrenorului celor de la Dinamo, au spus că jucătorii nu prea sunt antrenați. Sincer, asta am văzut și eu în tot campionatul. Foarte mulți jucători, cu toate că sunt mulți tineri, parcă nu-i văd cu dorință, cu n-au capacitate de efort, parcă nu-i văd așa. Ai spus asta tot sezonul. Păi tot sezonul spun și o să spun până se termină acest campionat. Până play-out. La sezonul următor și exact, vedem ce se mai exact, întâmplă. Exact, nu știu, pentru mine e ceva strigător la cer, ca niște tineri de 18, 19, 20 de ani. Să nu ai motivație? Să nu ai motivație, să ai atâtea șanse să joci la Dinamo. Totuși, vorbim de o echipă cu tradiție, Dinamo București, și să nu-ți dorești mai mult. Poate să nu dai un pic din coate. Poate că nu înțeleg unde sunt, în ce echipă sunt, în ce echipă cu tradiție sunt, pentru că e inexplicabil, dar vreau să zic și altceva, Dacian, e și inexplicabil cum echipa de Dinamo are atâta copil care joacă nou pentru ei. Adică asta l-o ripet tot timpul. Odată când i-am venit în România, se ajunge la echipa ca Dinamo, era ca un vis, pentru că echipa intre primării locuri. Păi doar dacă aveai ofertă de la Dinamo, fiind deja tremurai. Cu siguranță. Adică tu ai observat Dinamo, asta venind dintr-un alt mediu unde poate nu știi ce înseamnă. Dar eu am prins Dinamo aia unde era Niculescu în fața, Danciulescu, adică Dinamo aia, să zicem, adevărată, Dinamo bună, care deja era în cadere, dar tot am prins Dinamo aia bună. Și acum, dacă văd niște fotbalisti care joacă cu tot respect, la Dinamo, eu cred că înainte era imposibil să vezi fotbaliști adus de nu știu care echipe să joacă pentru Dinamo București. Cu tot respectul pentru cei de la Dinamo, dar în momentul de față, cred că în afară de 2-3 jucători, cred că nici nu puteau să antreneze cu Dinamo. Bine. Sincer, păi, asta vreau să spun, am vorbit miercuri, a fost Cristi cu Marius Alex aici în platou și am depănat amintiri din perioada în care Marius performa ca și fotbalist și bineînțeles și Cristi și, cum să spun, discursul lor, ok, cu Cristi ne-am obișnuit, dar și discursul lui Marius era foarte din suflet pentru această echipă, pentru acest club, vedea lucrurile altfel. Cumva erau lucruri mai sentimentale acolo, mult mai mult decât poate ce vedem astăzi aici. Pentru că, așa cum, și așa, dacă nu mă înșel, au spus și ei ceva similar, că era o onoare să prinzi să te antrenezi. Exact, ăsta este adevărul. Dar aminte să ai șansa să joci când erau echipe, așa cum menționai tu, ale mai devreme. Și acum că ai șansa să joci, să nu demonstrezi, nu știu, că nu poți să spui că nu este un jucător la Dinamo care nu i s-a dat șansa. Sau n-a avut, nu știu, domne, mă bagă 5 minute, 3 minute, nu am avut șansa să demonstrez. Au fost meciuri în care tinerii au jucat și de la început. Sau poate nu sunt tineri pentru Liga 1, Dacian. Adică e și foarte simplu. Adevărat că e greu să debutezi la echipa ca Dinamo. Că tricou de la Dinamo e greu de portat. Dar Liga 1 nu e pentru oricine. De multe ori, asta l-o repet de tot timpul, Liga 1 nu e pentru oricine. Nu poți să echipa ca Dinamo, ai atâta tineri la tine în curte și să joacă un titular. Dinamo e Dinamo. Adică ai nevoie de oameni de experiență, ai nevoie de oameni cu nume. Și e adevărat, are 2-3. Dar lângă ei, pe cine mai are? Pe niște copil? Și pe cine ai adus? Copiii ăștia au jucat aproape meci de meci. Da, ce, dacă nu ești obișnuit, dacă facem... vin de la primavera, adică de la echipa a doua, de la juniore, despre ce vorbim? Ești n-au dat o pasă de gol, un gol, într-un campionat întreg. E strigător la cer. Dacă te uiți la numărul de goluri pe care le-au dat, e un număr destul de mic. Păi, și cine au marcat acele goluri? Sau pasele de gol? Repet.
Nu, e adevărat. Dar uite, de exemplu, echipa ca Rapid, care și Rapidul are o grămadă de tineri în echipa la ei. Dar sunt copii care deja au trecut de Liga 2-a, poate au crescut cu ei de Liga 3-a. De... Da, dar au jucat în Liga 2-a, mici de mici. Dar la Dinamo nu, acolo. La Dinamo s-au găsit acum, dar la moment la alte în Liga 1. Și eu nu cred că sunt fotbalistii, adică nu, că e, tot timpul e greu să-i dai părere așa. Poate că la momentul actual nu sunt pregătiți, să joace în Liga 1. Poate că au nevoie să se face osă, cum zice în Italia, experiență. Dar acum, în momentul actual, mai ales în ce situație Dinamo, că ai chiar mare presiune, e greu să joci la echipa ca Dinamo și e greu să te afidi la niște copii să scapi de la retrogradare. Și la niște fotbaliști care i-au dus. E foarte greu. Mamă, am văzut niște fotbaliști aduși la Dinamo, sincer. Dar știi eu de ce te vorbesc așa, că urât să vorbesc poate de care au fost colegii de tine așa? Pentru că pentru mine, când am ajuns în România să joci la Dinamo, la Dinamo sau la Rapid sau la alte echipe așa, era ca un vis. Și acum vezi că ajunge la Dinamo fotbalistii care... Păi nu, asta spun. Care poate poate da, pe dacă erau în altă parte, dacă jucau la alte echipe, astăzi nu aveam nimic. Dacă vezi ce jucători au Dinamo acum, sincer, rămâi mască. Deci mă uit la meci și nu-mi vine să cred. Adică niște greșeli de... Nu știu, de junior, de... Greșelile astea, nu știu, ar trebui doar la junior făcute, adică doar dacă te duci să vezi meciuri de junior sau, nu știu, la divizia D sau ce. Da, dar știi care e problema? Că de multe ori sunt și foarte multe greșeale din partea nu numai de copil, și de oamenii cu experiență. Da, pe asta spun. Sunt și jucători cu experiență la Dinamo care nu au ce să caute la Dinamo, crede-mă. Nu au ce să caute la Dinamo. De acord cu tine. Nu numai asta, Dinamo se află în situația asta nu numai din cauza juniorilor, tinerilor. Nu! Jucătorilor aduși cu, între ghilimele, cu experiență, care nu știu ce experiență au. Adică, bine, degeaba ai 30 de ani. Este dacă... definitiv un cumul de factori. Da. Pentru că degeaba latura sportivă funcționează așa cum trebuie, când ai alte laturi care, din păcate, au diverse probleme, ei știu mult mai bine despre ce este vorba, noi doar putem să ne dăm cu părerea din exterior și în momentul în care există și orice bucățică care nu merge bine, se vede și reflectă asta în rezultate. Putem să trecem mai departe și la ultima, dacă nu mă înșel, partidă din play-off până la pauză, FC Argeș și FCSB, duminică. Da, e mai ușor aici să dai un pronostic. Ți se pare că e mai ușor aici? Nu știu ce să zic. Ți se pare ușor? Mi se pare mai ușor aici. Aici mi se pare. Nu ți se pare mai ușor? Din punctul meu de vedere, nu. Nu, eu cred că aici nu se fie surpriză. Registrat ce zic acum, eu cred că acum nu se zice, nu se fie surpriză. Eu zic că toate meciurile din play-off, indiferent cu cine joacă, nu știu, FCSB-ul sau CFR-ul sau... Nu poți să spui de la început, cine câștigă. Au văzut și cei de la FC Argeș ce înseamnă play-off-ul acum, ținând cont că au jucat primul meci la Craiova și i-am văzut așa puțin pe vârfuri. Și cred că au revenit cu picioarele pe pământ și o să vezi un meci un alt fel de FC Argeș și un meci de acasă cu FCSB. Eu cred că Prepe, ce a reușit să face cu echipa lui, e ceva de minunat. Cred că chiar e ceva de incredibil ce a reușit să face, dar eu nu... Nu cred că se aștepta nimeni. Nu cred că se aștepta nimeni și asta e chiar minune de Mr. Prepeliță. Dar eu nu văd un FC Argeș în play-off, sincer. Eu cred că Botoșani tot era echipa potrivită pentru... Nu, gândește-te că FC Argeș a câștigat la Farul Constanța. Da, da, da. Au câștigat la Botoșani. Adică ultimile meciuri au fost, nu știu, planetele s-au aliniat pentru FC Argeș. Și țin minte că vorbeam aici două luni sau trei luni trecut care se vorbea de schimbată de antrenor? Da, și cum să nu știu că vreau să-l dea afară. Am și vorbit cu Andrei Prepeliță la telefon și a spus că dacă am stat de vorbă și am discutat despre viitor, înseamnă că lucrurile sunt stabilite momentan. Tu nu crezi până nu vezi. Da, exact, pentru că te aștepți... Te aștepți la orice. Aia. Exact. Stai liniștit că nu te dăm afară. Atunci când îmi spune stai liniștit ești că nu primul. Te dăm afară, atunci începi să-ți iei bagajele. Atunci trebuie să-ți faci bagaj. Așa e. Și dacă te înșeli, Alessandro, cu privire la scor, ce să fie? La scor nu, eu am nu dat la scor, la, da. Și dacă se face o surpriză, ce să fie? Eu tot trag nădejde că poate ne gătești ceva. Eu n-am niciun fel de probleme, sunt un bucătarul foarte bun. Da, și dacă vezi Dacian, putem să ne apucăm și de emisiune de cooking. N-am probleme. Asta nu mai lipsa. Nu ți-ar plăcea? Nimic mi-am dorit, ce?
De mic ți-a plăcut să mănânci? Nu, să mă ocup de bucătărie. Dar nu, uite, tu nu te ocupi de bucătărie, Ale se ocupă de bucătărie și tu te ocupi cu dansul. Mâncăm. Doar noi mâncăm. Și noi mâncăm, da. Noi probăm ce experiență face caparcă pe noi. Sau ești cu dieta și... Că mai nebuni și cu dieta, lasă că facem o emisiune și despre asta, o dietă personalizată de Dacian Varga. La un update pentru ce înseamnă Botoșani și UTA, au început de puțin timp partida și este deja 1-0 pentru cei de la Botoșani. A început foarte bun. Mai simplu acum să dea un pronostic. Ținând cont la... E bine, 15:30 a început meciul? Da, 17:30. Că la 15:30 eram 30. La cabina de machiaj. Înseamnă că cei de la FC Botoșani au început în forță. Primele 10 minute, deja 1-0. Botoșani are ce se caută în play-out. Acum, după, poate să se întâmplă orice, știi cum e, cum răspunde Psitic sau dau echipa care pentru tot ce au făcut merita chiar. Mie mi-a plăcut și de antrenor de la Botoșani, pentru că nu a pus pe acest play-out, nu a pus pe seama acelor transferuri. A zis cu toate că au plecat 4 jucători, Brau. Nu din cauza sau datorită faptului că au plecat ei, nu am intrat play-off. În play-off. Da, și tu îmi gândesc că pentru un antrenor era foarte simplu. Putea să zice, au plecat 4-5 futbalisti, nu mai a venit cineva. Era un argument valid. Și erau 4 titulari. 4 titulari. Adică și 4 la echipa sunt multe. Exact. Nu, dar eu nu știu, poate că sunt repetitiv, dar eu de Marius Croitoriu sunt îndrăgostit. Și ca antrenor, te-am zis, dacă ar fi un președinte la echipa sau un patron, ar fi primul lângă mine. Haideți să vorbim și de ultima partidă. CSM Ioveni și Chindia Târgoviște luni. De la 20:30 vedem greu. Aici e greu? Greu să dea un pronostic. De ce este greu? E un meci foarte greu să dea un pronostic. Un meci foarte greu. Pentru că mi-o venit, te zic sincer, la început de campionatul asta am crezut că era prima candidată la retrogradare. Te zic sincer. Toți am spus asta. Prima candidată la retrogradare. Și eu la fel am spus. Nu are nicio șansă. Deci Mr. Pelic, cred că a reușit să face munca destul de bună. Bineînțeles, că a ajutat și că Clinceni și Gazmetan în poziția în care sunt. Dar oricum, tot campionatul arată destul de bine. Și dacă, de exemplu, și Gazmetan și Clinceni, dacă erau ok, bravo. Și Mioveni tot erau deasupra. Bravo. Asta totuși Mioveni a pus câteva probleme. Asta am vrut să zic. Deci adică au luat acum, la momentul actual, i-a ajutat, că adică n-are cum să retrogradeze direct. Dar a fost o revelație în campionatul ăsta, Mioveni. Nu mă așteptam. Credeți că la baraj vom avea parte de surprize, cum am avut anul trecut? Pentru că CSM Ioveni a făcut parte din una dintre surprize. Păi, cred că a fost prima echipă din Liga a doua, da. Care... Cu siguranță. Da. E așa. Da. Crezi că putem să mai găsim o astfel de surpriză, da, în ceea ce privește barajul? Tu crezi, Ale? Da. Eu zic că da. Depinde cine se duce la baraj, cine e din Liga a doua. Pe primul loc, cu Cluj, Sibiu. Cine vine din urmă și cu Ploiești e pe primul loc acum. Zi, da, dar Ploiești, eu zic, cine poate să un termin pe primul loc? Adică Sibiu, Cluj... Primul loc, referi la locul 2. Lucrurile 3 și 4. Da, dar tot ai cine? Sibiu și Cluj zicem că se joacă nu pentru primul loc. După ai tot un Chiajna, care deja sunt obișnuiți și însemna Liga I. Pe cine mai este acolo care se luptă? E Steaua, care n-au nicio șansă. Steaua n-au nicio șansă. Să promoveze și e Slobozia. Slobozia la văd cât mai greu. Depinde dacă nu intră un Cluj sau un Petrolul pe primul loc, atunci cu siguranță poate să fie un baraj mai ușor. Dar dacă nu prinde un Cluj sau Petrolul primul loc... Hermannstadt avem pe locul al treilea ale momentul de față. Și dacă prinde un Sibiu, e greu, Sibiu să-l prinde la baraj. Da, și știi ce te zic? Pentru că eu anul trecut, când Nali mi-a făcut întrebarea asta, înceam, nicio șansă. Nicio șansă echipa de Liga 2. Dar și eu la fel am spus. Dar anul ăsta, sincer, după ce s-a întâmplat, și Sibiu a ieșit cu echipa destul de bunicel, adică anul trecut. Nu era echipa care a fi crezut că putea să aibă probleme. A fost o surpriză pentru toată lumea ce s-a întâmplat acolo. Adică... Bine, parcă la Sibiu, dacă mi-aduc bine aminte, acolo la meci a luat, parcă, nu mă știu, s-a luat un cartonaș roșu repede. Sau... Da, dar oricum, tu îmi gândesc câte noi de la voluntari anul trecut în baraj, în retur, cât s-a terminat? Nu mai știu, 6? Cu cei de la Călăraș. Călăraș, 6, 7, adică s-a văzut diferența. Da, deja acolo erau mari probleme la Călăraș, erau mari cu siguranță, probleme. Da, tot erau încă toți la Călăraș. Era Cristi, era Budă, era Pusta. E cu siguranță Călăraș nu se dorea să promoveze, dar s-a văzut diferența.
Totuși, acum o să fie un meci foarte interesant, ținând cont că Mioveni au 15 puncte, Chindia 19 puncte. Adică... E destul de strâns... PC-ul Craiova oricum câștigă, siguranță, cu gaz metan, da? Dar dacă cei de la Mioveni se apropie foarte mult de, se apropie foarte mult de Chindia. Adică o să fie bătaia la baraj, părerea mea, între Chindia și Mioveni. Dacă o să câștige cei de la Mioveni... Se fie un meci greu, se fie un meci greu și pentru Chindia se fie un meci destul de greu. Dar dacă ar fi o monetă, l-ar fi băgat pentru Chindia, sincer. Dacă ar fi, merge pe, da, pe mâna celor de la Chindia? Tu nu ești foarte sigur, Dacian? Ținând cont că joacă acasă Mioveni, adică pe cei de la Mioveni nu i-ar ajuta un egal. Nu, cu siguranță, nu. Adică ar trebui să joace la Victorie, părerea mea. He, și dacă un joace egal... la Victorie contra Chindia, pentru ei le convine, mai ales cum joacă Chindia. Dar la Chindia nu mai văd marcatori. Cine ar putea să marcheze? În afară de doi jucători, dar nu văd cine să marcheze. Iar cei de la Mioveni, i-am văzut, marchează foarte mult, foarte mult din faze fixe. Faze fixe, da. Asta spun, adică aș putea să-i văd pe cei de la Mioveni ieșind victorioși după... Atunci prim pe Mioveni, eu pe Chindia. Aș merge pe Mioveni, sincer, adică ținând cont că joacă acasă... Vă rog, faceți câteva pareuri între voi astfel, încât să fie, dar să fie cu mâncare, da? Să beneficiez și eu. Mulțumesc. Bun, vedeți să avem vreo surpriză în ceea ce privește locurile 7 și 8? Și să nu rămână așa, să nu fie Dinamo și Mioveni și să se... Din punctul meu de vedere, Dinamo nu mai au nicio șansă. Deci, da? La baraj, foarte greu să... Deci, n-au nicio șansă. Tu zici că n-au șansă să se scapă de la baraj? Nu. Deci că Dinamo? Nu știu, acum sunt curios, știi că e de obicei antrenorul ăsta care... Au 5 meciuri în deplasare, mai au 4 meciuri în deplasare. Ei, într-un campionat întreg, au luat doar 2 puncte. Într-un campionat întreg, 2 puncte în deplasare. Mi-e greu să cred că în următoarele 4 în deplasare o să facă multe puncte. Nu, știi de ce am așa un... Și acasă joacă acum cu Șepsi. Am o îngândire, pentru că de obicei când au schimbat antrenor, și mă refer, adică când a venit antrenor asta nou, de obicei tot timpul Dinamo a arătat altceva. Atunci, nu știu, poate că are o mână magică, nu știu, okay. Da, tot timpul a fost altceva. Multe puncte de recuperat. Și vedem dacă vor avea posibilitatea să recupereze. Continuăm discuția noi, dar în afara camerelor de filmat, pentru că timpul nostru a ajuns la final. Ne revedem de săptămâna viitoare de la ora 17 și nu uitați, mâine Sport Arena la zi de weekend. Rămâneți cu Metropola TV!